te-ai uitat un pic? Adi, Adi, scuze-te un pic, dar stai pe scaun. Stai pe scaun. Efectul la ce? La Cedric, că nu bătă nimeni din România și inclusiv mâni. Parcat la mondial, dar la toate 10.000 de la mână. 10.000 de practicați. Și pe ăla știe în fiecare zi, că nu și pe strălătoare, live-ul lui. Și de acolo voi și pe voi, pe pământ. Nu-i semnal aici? Nu vă spun da, o să. Da, da, da. Hmm? Nu-i semnal. Deci pe vezi de domnul Stănescu cu sala. Domnul, care e aici. Bună ziua, domnilor și domnilor. Așa cum știți, sunt ploieștean. Sunt onorat să revin acasă după 5 ani de zile cu un eveniment de anvergură internațională. Așa cum știți, fenomenul început în urmă cu 10 ani de zile Local Combat, a luat naștere la Ploiești, chiar în această sală. Prima ediție, când Postul Pro TV a transmis o inițiativă noastră, un produs pilot, care a devenit după aceea, din gală în gală, un produs care a fost, poate chiar a concurat cu fotbalul ca și audiențe. După ani de zile, am ajuns în 2010 să inițiem un proiect internațional care încerca să înlocuiască lipsa K1-ului la nivel mondial, pentru că cei din Japonia au dat faliment și aveau probleme financiare să susțină produsul respectiv. Reușim să facem pe Europa cel puțin un produs care a devenit lider european în privința transmisiunilor TV și a acoperirii globale. La ora asta, produsul botezat Super Combat este transmis în 80 de țări în direct, acoperim începând din Statele Unite ale Americii până în Australia, un fus orar începând de la ora 1 după amiază până la ora 5 dimineața în Australia, până a doua zi. Suntem onorați că revenim în orașul Ploiești, la noi acasă, unde avem mai multe motive, începând de la faptul că o sală deosebită este deja disponibilă pentru evenimente de anvergură internaționale și până la urmă contează și apetitul oamenilor de sport, pentru că la ora asta Ploieștiul are multe de spus în sport, în urmă cu ceva ani de zile nici măcar fotbal nu mai aveam. De asemenea, avem în conferință de presă oameni care sunt implicați în aceste evenimente, începând de la Eduard Limboșanu, care a fost alături de mine de la prima ediție Local Combat, de profesie medic stomatolog, dar practicat de arte marțiale, chiar uneori mai și încearcă forțele și în ring, pe lângă faptul că este antrenor la clubul său din Ploiești, îi place foarte mult sportul respectiv și a mai încercat și câteva meciuri pe plan internațional. Are în Ploiești un sportiv, e vorba de Amasio Paraschiv, care vine din familie de sportivi. Tatăl său a fost Gheorghe Paraschiv, antrenat chiar de tatăl meu, Raul Irimia, prezent la conferință. A fost campionul României la profesioniști. Amasio Paraschiv este primul campion european care deja are două centuri europene la amatori, la UACO, la Federația Mondială de Kickboxing de Amatori. Prin acest eveniment vom încerca să promovăm și la nivel profesionist, pentru că are și titlul Local Combat la categoria 67 de kg, dar va lupta la categoria mijlocie 70 de kg. Va avea ocazia să încerce să devină un nou erou, așa cum am inițiat proiectul mondial The New Heroes. Asta înseamnă că pe lângă eroii cunoscuți ca Boniaschi sau Ernesto Cust în trecut, am considerat că este momentul în care la nivel mondial să găsim eroi care pot să devină încet, încet în atenția publicului și asta am și reușit anul 2013, pentru că începând din Dubai până în Sao Paulo, Brazilia, am făcut o sumedenie de evenimente New Heroes în 2013 și după multe Grand Prix-uri, multe try-out-uri și selecții mondiale, am ajuns la final de an să avem această gală Final Elimination la Ploiești, care este de comparația foarte directă și cu un campionat UEFA Champions League, să o comparăm cu o semifinală în fotbal. Faptul că vom avea 16 sportivi din toate colțurile lumii, din care 13 sunt străini. Avem sportivi din Europa, din America de Sud, din Africa și tocmai de aceea, pentru că avem o atingere internațională prin posturile partere la nivel mondial, avem un target internațional. Singurii români care vor reprezenta acest eveniment vor fi bine cunoscuți Raul Cătinaș, considerat ca un Tyson de România prin loviturile sale spectaculoase și stilul lui de agresiv de brațe. Pe de altă parte, Cătălin Moroșanu, bine cunoscut erou Local Combat și, în ultimul rând, Amasio Paraschiv, care va avea un meci eliminatoriu pentru titlul internațional Super Combat New Heroes. V-am prezentat pe scurt inițiativa, care are loc pe 9 noiembrie la Ploiești.
Începem cu ora 21:30, începe evenimentul. Durează 2 ore în transmisiune la nivel mondial, în 80 de țări, 5 continente. Pe lângă posturile internaționale, în România vom avea direct pe Sport.ro și ProTV. Iar simultan, pe cablu în România, vom avea 3 posturi. Vom avea și Eurosportul internațional, care transmite în 20 de limbi și inclusiv în limba română va transmite acest eveniment. Vă spuneam că este un eveniment de anvergură. Sincer, trebuie să recunosc că a fost și o oportunitate foarte mare, pentru că am avut foarte multe evenimente anul acesta din diverse locații din lume și de multe ori se poate întâmpla ca anumite locații să aibă probleme, să nu fie disponibile, și pentru că avem o relație de aceea de zile cu oameni din sport și oameni de bine din autoritățile locale, am luat legătura cu domnul Marius Stănescu, care se află aici prezent, care el a fost chiar inițiatorul și a reușit să găsească spațiu pentru această dată, pentru 9 noiembrie. Am făcut un acord cu cei de la Sesoft să mute un meci de juniori înainte cu o zi și tocmai de aceea sunt mulțumit, pentru că sincer am fost dezamăgit de vreo două ori la mine acasă. Am avut multe surprize plăcute în trecut cu diversi oameni care nu au reușit să țină de cuvânt cu organizarea la sala veche și în loc să fim bine primiți la noi acasă, întotdeauna am avut numai probleme și bariere. Sincer, trebuie să recunosc că am avut așa un complex să revin acasă, dar sper să reușesc să vin cu un eveniment care să fie pe placul publicului. Așa cum știți, în 2008 am avut o încercare care pentru mine a rămas cea mai mare dezamăgire a vieții ca promotor, faptul că am făcut un main event de nivel internațional cu Moroșanu și cu Gary Goodrich, care la momentul respectiv era un mare erou din K1. Mi-am dorit foarte mult să iasă bine și din păcate Gary Goodrich, care de-abia după acel eveniment am aflat că suferă de are niște probleme medicale, gen Parkinson, să-l putem compara cu celebrul Muhammad Ali, s-a bătut la un match la capăt de carieră, nefiind apt să concureze. Pur și simplu s-a bătut ca un, a fost ca un sac de cartofi în ring cu Moroșanu și toată lumea m-a întrebat dacă este un blat. Eu ca promotor n-am niciun interes în acest sport, nu ai de ce să faci blaturi, pentru că noi nu reprezentăm o echipă una sau alta, suntem organizatori ca o federație mondială, deci nu suntem în măsură să sprijinim pe cineva. Am avut și meciuri de palmares, când sunt multe meciuri care sunt a sprijini cariera unui sportiv pentru a evolua în meciuri mai grele ulterioare, dar acea dezamăgire mi-am asumat-o, am plecat cu lacrimi în ochi de la Ploiești și sper să nu fac asta decât data viitoare cu lacrimi de fericire, nu de supărare. Tocmai de aceea am venit la Ploiești cu un eveniment în care din 16 sportivi, 13 sunt din alte continente și sunt convins că spectacolul oferit în 8 meciuri n-are cum să dezamăgească publicul ploieștean și să fie o reușită, pentru că îmi doresc treaba asta fiind la mine acasă. Pe de altă parte, fără sprijinul unor sponsori și oameni care să iubească sportul, și îmi pare bine că în ultima perioadă oameni de afaceri tineri au înțeles importanța implicării în sport și aici am alături de mine pe domnul Vadim Nistoroiu de la firma Vispest din Ploiești, care este și reprezentantul ca sponsor principal la această gală. Am înțeles potențialul acestui eveniment și dacă vom avea încet încet oameni ca dânsul, poate că în curând un Eduard Limboșanu, cu un sportiv ca Amasiu, un sponsor ca și domnul Nistoroiu, poate vom deschide în curând și la Ploiești un centru de excelență pentru sportul ăsta, pentru că s-a născut la Ploiești. Îl aveți pe Leonard Droftei ca și campion mondial, pe Adrian Diaconu, care printre altele este și ambasadorul Supercombat în Canada. Mă aveți pe mine ca și promotor de sportul de contact la nivel mondial, ca lider european, și de ce să nu ne mândrim cu sportul de contact, să avem poate o sală de sportul de contact combinat box, K1, care să reușească să atragă copiii care au probleme, să-i sprijinim cu diverse acțiuni, să nu facă greșeli în viață, să ajungă cu violență pe stradă, să fie ring. Sunt diverse campanii care putem sprijini ca inițiativă. Și în ultimul rând, vă anunț un eveniment important care are legătură cu finala din 21 decembrie. La Galați vom avea finala mondială, unde va fi cel mai mare eveniment organizat de mine până acum, și ca logistică și ca buget, pentru că vom avea un eveniment sprijinit de primăria Galați. Dar ca inițiativă din partea noastră ca staff am venit și noi cu o campanie umanitară, pentru că noi în perioada 31 octombrie, 3 noiembrie în Italia la Carrara vom avea un festival mondial de arte marțiale în colaborare cu un târg mondial asiatic, se numește Oriental Expo. Acolo vor fi 100.000 de vizitatori din Italia și de alte țări. Și în cadrul acestui eveniment noi vom avea un stand Supercombat și pe 3 noiembrie punctul culminant va fi transmisiunea în direct pe Sport.ro și în alte televiziuni la nivel mondial, în care vom promova o campanie caritabilă pentru Galați, pentru sinistrații din inundațiile recente, plus că vom promova și gara de la Ploiești. Dar am făcut o paranteză cu acest caz caritabil. Mi-aș dori foarte mult dacă la anul vom putea să sprijinim și noi această campanie a primăriei
pentru a sprijini un spital de copii. Am văzut că este un mare, mare subiect de discutat acum în perioada asta cu spitalul din centrul Ploieștiului. Și noi prin această expunere la nivel global cu Eurosport la sute de milioane de oameni putem promova un, pe grafica televiziunii un fel de teledon care, dacă va ieși bine la Galați, poate vom implementa și la Ploiești. Deci este un sprijin al produsului Supercombat care poate genera poate foarte mulți bani pentru o campanie umanitară, pentru că totdeauna cei care sunt implicați în astfel de campanii reușesc să facă mai mulți bani decât în sport. Dar asta este o inițiativă care poate sprijini non-profit evenimentul respectiv. Sper că nu v-am plictisit cu atât de multe, dar eu sunt în măsură să știu cele mai multe amănunte. O să dau cuvântul și domnului Marius Stănescu, care reprezintă autoritățile locale și sala sporturilor din Ploiești. Vă mulțumesc, domnule Stănescu. Bună ziua! În primul rând vreau să-i mulțumesc domnului Eduard Remia că a avut încredere totală în Ploiești și a venit acasă după atâția ani de zile, iar primăria Ploiești până Clubul Sportiv Municipal Ploiești își va aduce aportul necesar pentru a-și desfășura activitatea în bune condiții. Colaborarea va fi la superlativ, zic eu, de aici încolo, la toate capitole și tot ce ne stă în putință vom face pentru a desfășura aceste competiții. Noi vă mulțumim din suflet că sunteți alături de noi și noi vom fi alături de dumneavoastră atât cât putem. Vă mulțumesc foarte mult. Poate și Eduard Limboșanu să prezinte puțin sportivul Bravovean, Tomasiu Rostiv. Și noi mulțumim în primul rând pentru colaborare și pentru lunga perioadă de lucru împreună cu domnul promotor Eduard Dirimia, care, exact cum a spus, la Ploiești a avut loc prima gală desfășurată în urmă cu foarte mult timp. Sportivul nostru este un sportiv necunoscut în sau prea puțin cunoscut în Ploiești, pentru că nu am avut o expunere, iar acum a venit momentul să arătăm că nu întâmplător este dublu campion european, având în palmares nu numai campion mondial la amatori, doi ruși, cu care a luptat în finalele din Federația UACO, cât și doi campioni europeni de profesioniști. El a reușit anul acesta să învingă în Olanda, la el acasă, dublu campion european de profesioniști, la categoria minus 67 de kilograme, Angelo Wilkis. Ne bucurăm și mulțumim totodată și administrației domeniului public, administrației publice din Ploiești, domnului primar, domnului Stănescu și binecunoscutei sportive campioane mondiale Corina Ungureanu. Vă mulțumim tare mult! Așa cum spunea și domnul Limboșanu, îmi pare bine să văd că sportivi care au reprezentat România, mă refer aici la domnișoara sau doamna Corina Ungureanu, da? Cu care m-am întâlnit și a fost foarte încântată de acest proiect. Ea deja a invitat diverse personalități din sport, am înțeles că o să vină câțiva oameni din sport, chiar din fotbal, chiar din, și din gimnastică, care o să fie la masa... Da. Monica Roșu, da. Leonardo Rindoloftei... La masa sportivă, să zic, reprezentativă. Da. Și este foarte important ca presa să le sprijine în organizarea acestui eveniment, pentru că totdeauna noi, ca parteneri de media, încercăm să sprijinim și noi, pe de-o parte, campania de promovare a gale, pe de altă parte, cei care vor să ne sprijine vom da și invitații la presa din Ploiești pentru diverse concursuri, dacă se fac în... Noi, începând de astăzi, anunțăm oficial evenimentul pe 9 noiembrie. Pe 8 noiembrie vom avea cântarul oficial, probabil la un mall cunoscut din Ploiești, undeva în jur de ora 15. Vom avea și sesiunea de autografe cu sportivii, vom împărți și acreditările pentru presă. Deci 8 noiembrie este ziua importantă în care ne vom reîntâlni ca și conferință principală cu toți eroii, unde își vor înfla mușchii la cântarul oficial. Pe de altă parte, noi începând de mâine, cu tot stafful de la Local Combat, suntem plecați în Italia. Deci începând de la eroii ca Moroșanu, Cătinaș, vor face pregătire în Italia. Vom ține la curent presa din Ploiești cu toate informațiile de acolo, poze, articole și câteva filmări importante de promovare pentru ploieșteni, pentru că încercăm să promovăm prin gala din Italia și gala de la Ploiești. Prețul biletelor este de doar 30 de ron, este cel mai mic preț practicat la astfel de evenimente, de obicei erau la 50 de lei, dar am zis că pentru Ploiești să le băgăm la un preț general în sală la 30 de lei. Doar la VIP vor fi câteva mese VIP pentru sponsori și scaune puțin mai scumpe, dar pentru publicul general este foarte important să știe că începând de mâine, marți, biletele sunt la sala sportului la vânzare, la pubul lui Doroftei, pentru că este cunoscut în sport și poate câțiva oameni vor să vină pe acolo, și în rest rețeaua Eventim, Orange, Vodafone, Germanos, toate magazine din Ploiești și în România pot fi cumpărate. Dacă aveți întrebări, dacă nu, să facem sincronele pentru dumneavoastră. Și vreau să dau... Câte lume vă așteptați?
Cine zic, sala este mare acum, este o sală mare care ultima oară am umplut-o în fosta configurație. Mi-aș dori să umplem pe ambele părți sala. De obicei, sălile au fost pline în toate evenimentele din țară, dar au fost și situații în care, din cauza transmisiunii pe posturile mari de televiziune, poți să ai și surpriza că oamenii să preferă să stea acasă. Depinde de vreme, depinde. Dar eu zic că un 3.000 de oameni cel puțin vor fi la Ploiești. Nu știu acum cât mai este capacitatea. Da. Deci eu mi-aș dori foarte mult, pentru că e foarte important pe televiziune să vezi o sală plină, să dea bine la nivel de Eurosport, să ne bucurăm că avem o gală de excepție. Eu sunt convins că gala va fi superbă, pentru că vom avea patru meciuri eliminatorii, în care 8 grei se bat pentru un loc în finală, în finala din 21 decembrie. Pe lângă asta vom avea 2 meciuri între cei mai buni sportivi la categoria 91 de kg, unde este campion Bogdan Stoica, și la categoria 95 de kg, unde este Andrei Stoica, challenger la titlul mondial, pentru că am avut surpriza că în ultima perioadă să nu găsim adversari de nivel superior pentru cei doi frați. Deja sunt acum la nivel mondial considerați și mai promițători sportivi pe categoriile lor, și tocmai de aceea mi-am permis să aduc un ceh care este neînvins, e vorba de Hudnik, care este neînvins până acum în carieră. L-avem pe Loren din Spania, Igor Bugaenko din Ucraina și pe Masisima de origine algerian din Franța, care se vor lupta pentru titlurile eliminatorii, să aibă o șansă ca challenger la titlul mondial în decembrie. Pe lângă asta, superfetele de care v-am povestit, îl avem pe Raul Cătinaș cu Ricardo van den Bos din Olanda, un sportiv foarte agresiv, exact pe tiparul lui Raul Cătinaș. Mă aștept la un meci cu scântei, pentru că sunt pe aceeași stil amândoi. Moroșanu se bate cu un veteran din Franța, Daniel Liente, un sportiv cunoscut în Franța, de culoare. Iar la Masiu Paraschiv vom decide mâine din Italia ce adversar, pentru că avem foarte multe variante de New Heroes. El încercând să vină ca și challenger pe partea cealaltă din poziția campionului de loc al comandă la categoria 67 de kg, urcă la o categorie superioară la 70, acolo unde în Italia pe 3 noiembrie Cristian Milea din România îl va înfrunta pe Cedric Manhov din Olanda, un meci la titlul New Heroes, iar câștigătorul de acolo se va lupta în viitor cu Amasio Paraschi. Deci este un sistem eliminatoriu în care până la urmă cei mai buni ajung în finale. Nu vreau să uit să dau cuvântul și domnului Nistoroiu, care este sponsorul nostru principal, chiar dacă este pentru prima oară alături de noi, în poziția de sponsor principal în astfel de eveniment. Mi-aș dori foarte mult ca tânărul om de afaceri să fie alături de noi, așa cum și poate și alte sporturi, am înțeles că o face foarte bine. Asta vreau să întreb, de la fotbal la Supercomba, de la Adrian. Da, eu zic că noi avem o anumită tradiție în oraș și îi mulțumesc lui Edi că mi-a dat șansa să vin alături de el în proiectul ăsta. Și sunt onorat pentru faptul că a ajuns la nivelul la care a ajuns. Eu zic că expunerea așa la nivel mondial cum are el și cu Supercombatul nu prea am avut noi de la Doroftein încă. Mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc că ați participat, sper să fiți alături de noi. Sper, eu sunt convins că o să avem un public, probabil 2-3.000 de spectatori or să fie și sper să nu avem probleme deosebite. Mulțumim autorităților pentru organizare, pentru felul în care ne-au ajutat. Se okay. Poate spune în plan financiar ce înseamnă această titulatură de sponsor principal la un asemenea eveniment? Dacă Edi ține neapărat să spună... Nu vorbim de bani, dar este important să știți că bugetul galei este undeva la vreo 200 de euro ca buget și întotdeauna pe plan local în țările unde mergem, nu contează că mergem în Bulgaria sau Brazilia, ne bazăm pe o treime pe plan local. Și aici punem bilete, sponsori și alte logistică și logistica costă. Ca să vă dau un exemplu, faptul că sala sporturilor din Ploiești ne se dată de primărie cu titlu gratuit, pentru că și noi vom promova imaginea Ploieștiului, brandul Ploieștiului, logo-ul primăriei la nivel mondial și vom avea și un highlight de expunerea orașului Ploiești. Vreau să vă spun că, de exemplu, la Budapesta, o sală de 10.000 de locuri costă undeva la 50.000 de euro doar sala, ca să fie pentru o zi. Nu e cazul România, dar vreau să spun, ca și logistică, normal că în România avem niște avantaje, începând de la faptul că avem sponsori, avem logistică, avem oameni care sprijină cu cazare, masă. Domnul Isoriu, pe lângă faptul că ne-a sprijinit cu bani, sume importante pentru acest eveniment, ne-a sprijinit și cu cazarea la hotelul Vigo și cu mai multe lucruri care țin de organizare, dar este foarte important că dânsul ne-a sprijinit și pe care să vreau să mulțumesc și celorlalți sponsori. Să avem 3 sponsori mari în oraș care avem, pe lângă domnul Isoriu, avem și Mercury Light și Arsani Ploiești. Și aici este un răspuns foarte bun din partea Ploieștiului, pentru că de obicei când veneam înainte, până în 2008,
foarte greu reușeam să găsesc pe cineva să se implice în astfel de evenimente și în general în sport. Dar acum am văzut o reacție mult mai pozitivă în general față de evenimente sportive și din 4 întâlniri, 3 oameni s-au implicat activ și la modul câteva ore. Am venit la Ploiești, am vorbit cu domnul Stănescu, am fost la primărie, am vorbit cu domnul Istoroiu, deci deja am făcut ce fac alții poate în 3 luni de zile. Am reușit să punem pe o gală care era decât suspendată undeva virtual, era gala organizată, dar nu știam încă dacă o face la Ploiești sau la altă parte, avem timpul scurt de organizare, dar gala este perfectă, este deja făcută ca și logistică internațională, decât trebuia să mutăm locația undeva. Pentru că am avut foarte multe evenimente. În 4 săptămâni am avut deja 3 gale. Am avut la Botoșan, Giurgiu, am avut la nivel mondial și în alte locații și atunci era foarte greu să mai găsim o locație pe... Afară e foarte greu să faci în altă țară o gală în 2 săptămâni. Dar aici, la noi acasă, având logistica deja pusă la punct, decât ne mutăm cu evenimentul la Ploiești, cu siguranță, așa cum am spus-o și acum câteva zile, pentru câteva zile Ploiești va fi Las Vegas, pentru că vin foarte mulți invitați din alte părți. Vom avea și MC-ul este din New York, cel care este de gala, un cântăreț celebru din New York. Avem prezentatori de televiziune americane, comentatori din alte țări, stafful Eurosport, deci avem în toată lumea reprezentanți media. Da, și mai avem și un amănânt important, vom avea și un concurs de Miss la nivel național, denumit Miss TV, care va încerca să stimuleze participantele să intre în media, dar pe de altă parte ne folosim și noi de acest eveniment, pentru că acele superbe fete care prezintă rundele, întotdeauna sunt spre delicii publicului o parte importantă din drogarea de showbiz și să știți că la nivel de Eurosport audiența ține foarte mult de fete frumoase din România. Nu, de-aia sunt și eu convins că o să avem publicul de care vă spuneam. Deci vine convingerea. În seara gale, în pauzele evenimentului vom decide câștigătoarele și ele prezintă și rundele la gală. La... Păi a fost condiția Signe Vanon ca să participe. Da. Deși Miss TV este tot sponsorizat 100% de domnul Anis. Urmează să mai atrage și alți sponsori? La ora asta ne-am dedicat clar pe 3-4 sponsori, sponsorul principal domnul Istoroiu, ceilalți doi sponsori Arsani și Mercury Light. Probabil că și Mall-ul din Ploiești va implica cu locația conferinței de presă și va fi parte din sponsorizare. Mai mult data nu avem cum să luăm mai mult de 4 sponsori mari pe plan local. Restul sunt biletele și ce mai înseamnă mesele VIP care se vor vinde, cu siguranță care vor să... Noi începând de mâine vom fi... M-am spus în Italia și partea de organizare o facem prin domnul Stănescu, care are această misiune grea de a face față la, și pe de-o parte din partea serii, dar și pe partea de organizare pentru Supercomba, ca să iasă bine. Vom ține legătura cu dânsul strâns pentru bilete și tot ce înseamnă alte probleme de logistică, dar sala se prezintă foarte bine, nu avem probleme, tot circul local combat se va muta de pe 8, cu toată producția vom monta echipamentele noaptea de 8-9, iar pe 9 vom fi cu totul la dispoziția ploieștenilor și sper să fie un eveniment de succes. Și să scap și eu de acest coșmar cu evenimentul din 2008, care m-a rămas coșmar pe... Hai să sperăm că nu vor fi la 5 ani. Da. Coșmarul. Vă spun ce zic acum. Am avut atât de multe reușite în cariera mea, încât se poate întâmpla statistic, mai și probleme de astea. E bine că ți le poți asuma. Sunt alți oameni care nu sunt în stare să-și asume răspunderea. Eu am fost atunci după gală foarte afectat și pentru că mă simțeam, dacă până și mama mea m-a întrebat dacă a fost blat cu Moroșanu, nu vreau să mă zic cum s-a văzut meciul la televizor. Nu că se percepe, dar percepția a fost negativă și ca să fac o paranteză cu meciul de atunci, inclusiv Moroșanu vine greu la Ploiești, că a fost șocat să mă văd ce am făcut, cu ce am greșit eu, că l-am spulberat pe Ghiri Gudici. El nu înțelegea de ce publicul reacționa negativ, pentru că Ghiri Gudici pur și simplu a venit în ring decât să-și ia banii. S-a întâmplat treaba asta și cu Bob Sapp de multe ori în cariera recentă. Bob Sapp deja e terminat, sunt anumite eroi care vin decât să-și ia banii, nu mai sunt. Tocmai de aceea merg la Ploiești cu varianta de eroi noi, mă refer aici de la Frank Munoz, Paco Masi, Redu Ancaero, care l-a spulberat pe Ciobanul la ultima gală prin knockout la Giurgiu, deci avem toți eroi, deci toți câștigătorii din 2013 la nivel mondial avem la Ploiești. Deci este o onoare, e ca și cum am mutat Seulul la Ploiești. A fost dat o decizie pentru Benedoart, dar a fost un meci foarte bun făcut. Se mai întâmplă, din punctul de vedere, deciziile arbitrilor nu pot să mi le asum eu. Se mai întâmplă să am și eu cariera mea de multe ori în meciuri care am fost și eu puțin deranjat de finalitatea. Pentru că sunt 3 arbitri la masă, pot fi decizie
majoritar, poate să fie un egal, să dea un extra round, de multe ori sunt discutabile. Am avut și multe păreri, dar nu pot, eu ca președinte Supercombat, eu nu pot decât să iau un calcul, o contestație după eveniment, să anunțăm, am avut o situație cu Andrei Stoica și cu Redoan Cairo la Muntenegru, în care am anunțat nou contest, adică am anulat decizia meciului pentru că a fost controversată. Nu am dat o decizie de o parte sau de alta și am anulat-o.